Unguru Bulan în direct la Digi FM cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi. Bună dimineața. Cine e acolo? Oh, hei, 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 dragii mei, bună dimineața. Dimineața. Am vrut să fiu eu primul care vă urează bun venit înapoi. Așa, prezidenția, că eu de obicei nu sunt primul la nimic, știi? Măcar la urări să fiu. Și știți că ăsta e ultimul vostru sezon cu mine, președinte? Ce mă speriați! Da. O să fie o frumoasă perioadă, vă promit, cu plăcere. A noastră sau a noastră? Mă rog, nu contează. Da, președinte, unde ați fost în concediu? Ia ziceți. La Cotroceni, mandatul meu a fost în sine un concediu, măi, ia auzi. De, da, voi am văzut că ați fost la Antold, nu? Da, da, da. Băi, măi, mor de invidie pe cuvânt. Eu am fost odată, dar am acasat Emiluț la el și n-am încăput în pat. Cred că m-a culcat în casa de păpuș Barbie. Eu zic în casa de roboței v-a cazat. Știu el ce a făcut. Visul meu e să merg odată la Antol, dar nu în public, ca toți votanții pe scenă și tot stadionul să danseze după cum tac eu. Păi știți la ce BPM ridicat tac? Bine, hai că ne auzim prin decembrie, după ce rămân șomer, poate vrea colegul Dante să-l înlocuiesc. Da, da, și asta vă sugeram. Așa. La scena retro, cred că v-ați potrivi. La retro, așa. Da, așa, așa. 5 ani, 10, vedem, vedem. Da. Vă pup și un sezon, ok. Ok, să auzim cine mai sună. Ia, se aude acolo. Alo? Ah, Pirania? Viața! Bună dimineața, frumoșilor! Păi se putea să nu vă urez eu bun venit, mă? Voi știți ce greu a fost fără voi? Voi știți câți melteni apar în august? Mamă! Și-a venit acasă toată lumea prin România și a fost festival de merțuri și șlapi și a trebuit să comentez toate astea singura în pungă. Astea trebuie șeruite, frate. Unde ați fost? Bine ați venit! Tu unde ai fost, Pirania, în vacanță? Eu? Unde a vrut mușchii mei am fost, pentru că i-am dat șpiț guvidului cu care eram. Degaj, șut, la revedere! Hai, pa! Păi știți unde a vrut ceacanău ăsta să mă ducă vara asta, mă? La bunică sau la țară, să culegem prune! Da! Păi, mă, agricultorule, eu să-ți fac ție țuică? Dar ce m-ai găsit în piața de zarzavaturi? Ce-i asta? E, vedeți, toate astea n-am avut cu cine să le bârfesc până acum, da? Bine că v-ați întors, că o să avem un sezon plin, fată. M-am apucat de cartea lui Ciucă. Mamă, voi știți că Ciucă e Chuck Norris? Deci scrie că el s-a născut la 3 ani, bro, atunci începe viața lui, așa începe cartea, pe bune. Deci mai rămâne să aflăm că nu l-a născut mama, ci l-a născut o mătușă, ca în Game of Thrones. Și de atunci e Chuck Norris cu Jon Snow, pe bune. Dar lasă că mai citesc eu și vă mai spun. Bine, vă pup și un sezon mișto. Pupici. Pupici, da, hai că ne mai sună cineva. Domnul Ciordache, bună dimineața. Mamă, frate, v-ați întors. Pă bune, dar ce-a puțin stați în concediu? Ce faze sunt astea, frate? Nu mi-a fost de ajuns o lună de fără miștocăreală, pe bune. Mai stați un pic, de ce v-ați grăbit așa? Eh, hai că am înțeles, s-a terminat vara și a venit toamna, așa că hai că eu vă salut cu toamna ajută. Bun. Bun. Dar unde v-ați făcut vacanța? Frate, eu vă zic pe aia dreaptă. Eu pe o plajă de nudiști. Da, mare Bibi, dacă vă mint, frate, nu-mi place cum îmi stă slipul ăla speedo, dar nicio culoare pe mine. Cam strâng, nu? Da, așa să poartă, mă rog, să pur, nu știu, dar l-am văzut odată pe Daddy cu mustață și speedo, frate, zici că era Tom Selleck ăla, cum îl, Kojak, nu Kojak, Raj Kapoor, frate, până anii 80, așa, pe bune.
Și am zis, nu, tată, eu mă duc în Babașa goală. Am zis că să mă vadă toată lumea, dar nu mă vede nimeni. De păcate că eu stau la plajă decât noaptea. Nu știu dacă știți, dar atunci se face lucrurile importante noaptea. Atunci faci treabă. Da, sigur, plus că știți, mie îmi și place apa. Știți și voi că apa e, oarecum a zis, mă, autorul, apa e așa ca o răcorire sau cum a zis, nu doar că te uzi, o și bei și nici nu te pe sau nu știu ce a zis, dar frate, Pulitzer ia Nicu cu cartea asta pe bune, vă spun. Aseară am început-o, nu mai mă pot dezlipi, deja sunt la pagina 2. Și asta e departe la cum citesc eu de repede, vă spun. Da. Hai că o să avem de lucru sezonul ăsta, succes cu nou sezon, da. Și toamnele ajută. Hai, da, mulțumim. Ia, stați că s-a întors președintele. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața, măi. Dar ce ați uitat? Atât de prins sunt cu concediu ăsta că am uitat bancul zilei. Ah. Dacă tot s-a terminat concediu, un banc cu concediu, să vă spun. Voi știți care e diferența dintre concediul lui Claus și anotimpul iarnă? Mm? Pe mine concediu nu mă ia niciodată prin surprindere. Hai că mă sună ciucă, încă 3 luni și e pe ducă. Pa! Unguru Bulan la DGFM. Serios, chiar e de râs. Ca să știi...